Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne-am întors. Dacă șofezi mașina cu volan pe dreapta, ți-a pus un parlamentar gând rău. N-am. Cel puțin unul. N-are tați. Trage-o pe stânga. Da. Circulația autovehiculelor cu volan pe dreapta, care sunt deja înmatriculate în România. Atenție. Okay. Ar urma să fie interzisă dacă Parlamentul adoptă un proiect de lege care a fost inițiat de un senator liberal, Toma Petcu îl cheamă. Autovehiculele cu volan pe dreapta sunt implicate în 10% din totalul accidentelor care se produc pe drumurile din România. 10% în condițiile în care, spune el, spune acest senator, în condițiile în care ele sunt mult mai puține, în mod evident, nu sunt 10%. Iar poliția comunică așa. În 24 din cele 25 de accidente rutiere produse în prima jumătate a acestui an, în care au fost implicate mașini cu volanul pe partea dreaptă, vina a aparținut conducătorilor acestor vehicule pe fondul depășirilor neregulamentare, scrie publicația Newsweek. Și, din acest punct de vedere, sigur, ar fi fost de făcut o dezbatere, dar pe tine... acum, ce să zic, oamenii care au mașini cu volan pe dreapta sunt dezavantajați, că sunt puțini și probabil că toate telefoanele ar fi fost, deci mai bine nu face. Dar pe tine te-a depășit vreodată? Pe tine, George, un cetățean cu volan pe dreapta? Da, am pățit. Eu n-am pățit și bănuiesc că e sinistră senzația când întorci capul să-l vezi pe la lângă tine. Da. Problema e că îi vezi în trafic, dacă îi apucă cheful de depășiri, știi? Trebuie să iasă cu jumătate din mașină. Sau să fie cu cineva în mașină, ca să poată fi ajutați. Sau să fie cu cineva... Bun, nu cred că poate fi interzisă, deci, dacă de sunt matriculate, nu pot fi interzise. Adică, se spune că Marea Britanie nu mai este în Uniunea Europeană și de-aia nu mai... Da, dar mai sunt țări în Uniunea Europeană unde se circulă pe stânga. Malta și Cipru. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.